progresul Frătăuții Vechi s-a calificat la etapa zonală a campionatului național de juniori A1 cu o dublă victorie în fața celor de la Viitorul Blândești. Echipa condusă de Alex Cârdei a luat o opțiune serioasă de calificare încă de joi, când s-a impus pe teren propriu în fața botoșănenilor cu 2-0 prin golurile marcate de Adrian Hurjui și Cristian Dumitrescu. Meciul retur a avut loc sâmbătă pe stadionul din comuna botoșăneană Ipotești. Campionii județului Suceava au repetat evoluția foarte bună și în cea de-a doua manșă a barajului de calificare. Meciul s-a încheiat cu un scor identic, 2-0, prin golurile marcate de Adrian Hurjui și Petru Teleagă. Turneul zonal va avea loc în perioada 19-21 iunie la Rădăuți.